venit în sufrageria de mișcare. Astăzi o avem invitată pe Cristina Lilienfeld, coreografă și performer, și vom discuta despre lumea, despre lumea corpului și cu focus pe bazin, pe pelvis și experiențele legate de această parte a corpului. Și o să las pe Cristina să se prezinte, să vorbească un pic despre experiența ei, despre experiența ei care a dus-o în zona, în lumea dansului. În zona bazinului. Da, eu m-am bucurat foarte tare că m-ai invitat, în special că în ultimul an am început să lucrez un pic mai mult pe diferite sisteme ale corpului. Mm-hmm. Am început să dezvolt atelierul acesta cu mai multe secțiuni care se numește sistem viu. Mm-hmm. Și practic fiecare întâlnire are un focus pe o anumită parte a corpului. Și poate nu întâmplător, prima este chiar dedicată bazinului, așa că a fost o coincidență foarte... Asta nu știam, asta da. Nu știam că e prima. Eu pornesc, de exemplu, când pornesc în etapele de atelierele de dans, pornesc cu picioarele, cu tălpile. Uh-huh. Asta a fost un prim grounding și cumva, cred că și prin experiența de la Gaga, în care am lucrat cu foarte dedicat și cu aduce atenția în zonele... pernițele, degetele, asta a fost cumva așa un trigger pentru mine. Da, la mine picioarele și brațele, lucruri cu care în dans se lucrează foarte mult, vin un pic mai încolo, sunt cam a patra, a cincea ședință. La început mă focusez pe partea aceasta de bazin și de coloană, care sunt foarte dragi mie. Dragi și conflictuale în același timp. Da, pentru că interesul meu pentru coloană s-a exacerbat, să zicem, că era și înainte, dar a devenit un pic mai intens odată cu operația mea de coloană, care s-a întâmplat în 2017. Deci au trecut aproape 5 ani de zile, e ceva timp de atunci. Dar odată cu hernia aceea de disc plasată foarte strategic între vertebra L5 și osul sacru, am înțeles anumite lucruri despre felul în care lucrez cu greutatea, despre ce înseamnă să fii poate un pic prea flexibil atunci când nu ai o structură. Și am început să pun un pic mai mult accent pe partea aceasta de a întări și musculatura. Pentru că foarte multă vreme, foarte mulți ani de zile, am lucrat pe ideea aceasta de a flexibiliza, de a găsi mai multe opțiuni în mișcare, de fapt, pe mobilitate, da. Și mai puțin pe a construi o structură, o bază. Și odată cu problemele de sănătate, de fapt, am descoperit ceea ce în alte zone ale mișcării, să zicem, se știe foarte bine, faptul că trebuie să pleci de la o bază până la urmă. Cred că asta e cumva și... nu știu, o hibă sau un fel de clișeu și vizual și felul în care e perceput în general, e zona, e perceput dansul, ca pe o chestie în care trebuie să fii super mobil, să fii super atletic, să dai o... să emani așa, să te dai peste cap. Și pentru mine, de exemplu, nu a fost, adică pentru mine dansul nu este despre a face o super performanță. Și încerc și eu să aduc în relațiile de dans, aduc ideea de, efectiv, da, de a-ți cunoaște structurile și de a ști în care sunt punctele forte, care sunt punctele slabe. Și, da, efectiv, ce zici tu, felul în care te-ai refamiliarizat cu cum trebuie să musculatura, de fapt. Da. Înainte de operație, erai foarte activă și pe partea de contact improvisation. Da, e adevărat, și lucrurile s-au schimbat un pic acum. Cum a fost schimbarea după operație? A fost o perioadă în care nu aveam voie să ridic nicio greutate. Teoretic nici acum nu am, dar dacă am grijă și înțeleg un pic ce se întâmplă, cu foarte multă conștientizare în timpul mișcării, pot să zicem să fac lucrul acesta. Dar ideea este că o vreme mai lungă, de nu știu, un an, doi, m-am ferit de
în special de ideea de jam session-uri, unde uneori îți pierzi, te pierzi în mișcare și vrei să faci o grăză de lucruri, ești încălzit, foarte, foarte încălzit, nu mai simți foarte bine atunci când calci greșit, să zicem, calci greșit cu coloana sau cu bazinul, drept pentru care ajungi să faci lucruri care pot să-ți dăuneze în timp și mi s-a întâmplat după câteva jam session-uri să simt că că mi este mai rău a doua zi și atunci da, am avut o perioadă în care am rărit. Acum relația mea cu Contact Impro e de du-te vino, să zicem. Uneori mai intru cu pasiune și îmi dau seama că mi-a fost dor, dar de cele mai multe ori stau un pic mai la distanță și sunt un pic mai atrasă în perioada asta de să zicem, metode de cercetare a corpului, cum ar fi body mind centering, pe care chiar aș vrea să o urmez un pic mai profesionist la un moment dat, când o să îmi pot permite financiar. Axis Syllabus, care e o metodă de, în continuă dezvoltare, la care e toți participanții aduc tot timpul informații noi. Și se dorește să fie deschisă, de fapt. Feldenkrais, care, desigur, a început deja să prindă aripi chiar și în România, datorită Valentinei de Piante. Și toată zona asta, să zicem, de umbrela somatică. De a fi foarte și de a fi apropiat de corp. Da, de a explora anatomia nu pe hârtie, deși uneori ajută foarte tare, ci într-un mod cât mai experiențial, într-un mod în care chiar simți când ceva nu este aliniat sau când, pur și simplu senzațiile din interiorul tău îți transmit cum ar fi mai bine să te miști sau cum ar fi mai bine să ai o postură. Și pentru mine, adică cred că întâlnirea cu Axis, mai întâi a fost întâlnirea cu Feldenkrais, datorită Valentinei, și cu Axis Syllabus am reușit să ajung pentru prima dată la Impulstanz în 2014 și chiar cu Frei Fausta am avut un atelier. A fost o săptămână super plină, super frumoasă. Și mi-amintesc că vorbea despre faptul că a reînvățat să meargă, el având și activitate foarte intensă și pe zona de circ și pe zona de, adică, mișcare care uzează foarte mult corpul. Și eram în perfect acord cu ceea ce zicea, că de multe ori, adică că nu este integrată în pregătirea dansatorilor, e mai degrabă e acest circuit de a uza până la, nu știu, 25-30 de ani, te accidentezi, nu mai faci nimic și exact în momentul în care ai mai multă maturitate și, nu știu, profunzime emoțională și lucruri pe care le poți transpune în lucrările tale, nu ești lipsit de primul instrument, cum ar veni. Deci și omul care stă pe margine și care îi ghidează pe cei mai tineri, care ajung și ei treptat să-și uzeze corpul. Mi se pare foarte relevant, mi se pare, sunt niște lucruri pe care toată lumea le poate accesa în viața de zi cu zi, exact cum zici, pornești de la cum te simți, că e ceva este sau nu aliniat și în prima fază e efectiv a-ți cunoaște nu într-un sens de pe hârtie de aici, e că n-ai să, cumva să faci conexiunea înspre informația care e așezată pe hârtie, pe un suport anume și cu ceea ce se întâmplă în corp. Asta mi se pare super, super important. Pe de altă parte, e foarte interesant și uneori poate să creeze revelații atunci când chiar vezi cum este creat corpul. Adică eu fac de obicei chestia asta, încerc să aduc cât mai multe imagini, pentru că oamenii nu sunt obișnuiți. Chiar dacă învățăm la școală anatomie, uităm sau nu suntem în contact cu chestia asta. Adică sunt și oameni care au fost surprinși că în antebraț avem două oase, de exemplu, și nu unul singur. Adică sunt, și nu, mi se pare normal cumva, pentru că nu sunt informații cu care să intrăm în contact și să le folosim în mod curent, de fapt. Deși ne folosim acest corp, habar n-avem ce în interiorul lui. Atunci mi se pare foarte relevant să vezi imagini, dacă ai
norocul să ai un schelet, chiar să poți să atingi, să vezi volumul bazinului, de exemplu, că vorbim despre bazin. Și mi se pare că apar mici revelații din, din acest contact direct. Da. De exemplu, una dintre chestiile foarte interesante, apropo de bazin, este că noi de multe ori îl percepem ca pe un întreg. E acest os, dar nu este, de fapt. El este compus din cel puțin trei părți diferite. Da, iar fiecare parte are, de fapt, un omolog în partea dreaptă sau în partea stângă. Deci e, de fapt, o oglindire. Și între toate aceste bucăți sunt, de fapt, mici articulații, ceea ce înseamnă mișcare. Sigur, scopul acestor articulații este să absoarbă șocurile atunci când mergem, atunci când sărim, când producem mișcări un pic mai energice, să zicem. Dar prin faptul că știm că avem două părți, mi se pare că deja se schimbă lucrurile, adică nu mișca un bloc. Da, știi? Și o posibilitate de mișcare. Uite, asta e un lucru, că mi-amintesc de o cursantă, încercam să explic cum să-și transfere greutatea de pe partea alta a bazinului și să-și simtă oasele șezutului. Da. Și a avut o revelație că nu știa care are oasele șezutului. Da, exact. Că nu simțea și încercam pe urmă să explic că sunt capetele bazinului. Exact. Și odată ce vezi forma, și crede-mă că și mie mi-a luat foarte multă vreme de uitat efectiv la acel bazin, și la a face legătura cu ce simți din interior. Pentru că uneori ceea ce simți din interior pare să n-aibă nicio legătură cu ceea ce vezi. Și e foarte interesant cum se întâmplă comunicarea asta la un moment dat și se leagă lucrurile. De exemplu, eu la curs încep prin a atinge fiecare parte în timp ce arăt. Pentru că mi se pare, de fapt, singurul mod în care să poți să faci legătura. Da. Și de multe ori când vreau să vorbesc despre, să zicem, oasele bazinului, dacă nu mi le ating eu pe ale mele, nu îmi dau seama, parcă nu pot să-mi le cuvintele. Atât de tare s-a făcut conexiunea între cele două. Da. Și cum a fost schimbarea asta de percepție, pornind înspre și felul în care explici oamenilor, înspre a-ți întări musculatura, înspre a folosi separat, de a ști efectiv ce ziceai, că nu e doar un singur bloc, că ai practic mai multe componente care te ajută cumva să te miști independent. Ce fel de mișcări, nu știu, recomand sau cum este experiența, cum ar putea cineva să încerce acasă să-și cunoască bazinul, să se pună în relație cu propriul bazin? Sunt mai multe abordări, de fapt. Eu încerc să separ în funcție de ce ne dorim. Este baby, este baby. Pisica, spiritul pisica casei. Mascotă, da. Eu încerc să separ, de fapt, planurile cât mai mult și, desigur, la un moment dat se și integrează totul. Dar, pentru început, mi se pare foarte interesant să separ lucrurile la nivel de oase, la nivel de organe, la nivel de ligamente și să încercăm să le cunoaștem pe fiecare în diferite feluri. De exemplu, oasele sunt mult mai ușor de simțit prin atingere. Și dacă vreau să intru un pic mai în contact cu toată zona aceasta, pot să încep prin a-mi cunoaște crestele iliace, da? Și încep să pipă până când ajung. În special dacă sunt singură acasă și nu apar tot felul de gânduri, pentru că uneori la curs, fiind mai mulți oameni, să ajung să-mi pipă anumite părți care poate sunt mult mai ascunse, sunt în interiorul fesei sau sunt în pubis, apar tot felul de lucruri care țin de rușine și de cum ne comportăm în public. Dar în momentul în care ești, de exemplu, într-un curs online și ești singur acasă, îți poți permite să introduci mâinile acolo unde e nevoie, ca să găsești osul. Pentru că, până la urmă, mi se pare important. E o relație de intimitate cu tine însuți sau însăți și mi se pare important de menținut.
Ok, și apoi mergem mai departe, ajungem la pubis, care, apropo de rușine, totul lucrând cu Nina Wernhardt, cea care este certificată în Body Mind Centering, am aflat că în germană se zice Schambein la pelvis. Exact. Bani e picior, de fapt. E un soi de rușine a piciorului. Și e foarte interesant că ea tot timpul face mișto de chestia asta, că nu înțelege de ce acest os ar avea motive să îi fie rușine. Că până la urmă este doar un os, are o funcție foarte importantă și odată ce scoatem toate lucrurile astea care țin de social pe care le-am așezat peste, ne dăm seama că ne putem raporta altfel la corpul nostru și mult mai eficient, să zicem, mai curat, mai... Mai uman, mai direct. Natural, mai... într-un fel. Bun, și da, ajungi să-ți atingi pubisul, care nici el nu este un singur os. El este compus din două oase, din două jumătăți. Revelație pe care mulți oameni o au. Sigur, femeile care au născut probabil sunt mai conștiente de chestia asta, dar restul oamenilor nu atât de mult. Și există această simfiză pubiană care leagă cele două jumătăți și care tot așa are rolul de a absorbi șocurile atunci când mergem, când alergăm, când sărim. Ea se dilată un pic în anumite momente când avem nevoie, de exemplu la naștere. Sunt acei hormoni care relaxează și dilată cumva toate încheieturile șoldurilor în așa fel încât să facă un pic mai mult loc pentru a pătrunde fătul. Revenind tot la structura oaselor, pentru că ai zis de ceea ce îi spune în engleză sit bone, zona ischială, această parte pe care o simțim foarte bine atunci când ne mutăm greutatea de pe o parte pe alta, iar poate să reprezinte o revelație atunci când îl găsești efectiv cu mâna, pentru că prin alinierea ischiului cu restul articulațiilor piciorului, de fapt, poți să distribui greutatea mult mai eficient. Pentru că de multe ori noi avem senzația că zona ischială este mult mai depărtată decât e de fapt mult mai apropiată, mult mai în interiorul corpului și dacă stăm, de exemplu, într-o poziție paralelă cu picioarele, noi, de fapt, ca să ducem greutatea înspre podea, ar trebui să ținem picioarele mult mai apropiate decât ne raportăm de obicei la zona, la crestele iliace, ce e în afară. Sunt un fel de chestii interesante, de fapt, de cum pică greutatea și cum ne afectează în mișcare, pentru că una e cum îți distribui greutatea atunci când stai într-o poziție neutră, alta e când ești în diferite poziții în mișcare. E foarte mult de studiu, de fapt, acolo. Și de tiparele de mișcare pe care le luăm fără să ne dăm seama de la părinți, că... Da. De la mamă, copilul preia foarte mult, practic, din tiparele de mișcare de la mamă. Și eu am avut o revelație, la un moment dat, faptul că o parte a bazinului meu e un pic mai joasă decât cealaltă și de atunci a fost așa un mic punct de a încerca să găsesc cum să-mi transfer un pic mai eficient greutatea. Lucruri pe care poate nu le-am simțit, pentru că, din fericire, n-am avut probleme majore de... adică, nu știu, în afară de ceva luxații sau ceva dureri cam când am supra-solicitat, nu am avut. Și e foarte bine să... mi se pare foarte sănătos sau, nu știu, indicat să te poți pune în relație cu propriul corp înainte să ai probleme de sănătate. Ori, de multe ori, asta este... Asta e triggerul. Da. De acum, gata, nu știu, de mâine înainte și pentru oamenii care, după ce au observat și chestia asta, că e foarte greu să-ți găsești motivația dacă nu incorporezi foarte bine un reflex, o rutină a mișcării și după accidentare să integrezi partea aceea de recuperare care de multe ori rămâne, adică e pe viață, sunt niște obiceiuri și, efectiv, corpul la fel este pe viață.
Da. Nu, e foarte interesant că ai spus de chestia asta, pentru că eu aș vrea foarte mult să se introducă în școli genul ăsta de disciplină în care copiii, la o vârstă un pic mai fragedă, nu după ce termină, să înțeleagă un pic mai practic ce se întâmplă cu corpul lor și să facă anumite lucruri care țin de sănătate în mișcare. Da. Pentru că învățatul acesta doar de pe hârtie e foarte departe, de fapt, de experiența personală și nu ajută. Noi încercăm acum cu arealul. Avem o serie de rezidențe în școli și din martie, de pe la mijlocul martie, chiar eu o să mă duc în școala Ferdinand și o să lucrez cu copii de 12, 13 până în 14 ani. Sunt foarte curioasă de cum o să decurgă lucrurile, dar da, mi se pare că trebuie să facem lucruri de genul ăsta și aș fi foarte bucuroasă dacă într-un viitor, nu știu cât de îndepărtat, ar intra chiar în programa școlii, cum se întâmplă, de exemplu, în Franța, unde au opțional de dans contemporan, loc de sport. Da, mi se pare esențial. Cred că, până la urmă, fiecare din micile, par mici aceste propuneri și lucrurile care se întâmplă, și din experiența mea și a altor colegi, altor oameni din comunitate, până la urmă, ele pun încetul cu încetul deschid lumea și așa se creează, mi se pare, și această comunitate a oamenilor care își înțeleg corpul, care relaționează altfel. Mi se pare, până la urmă, orice înțelegere mai bine a propriei persoane ne apropie mai mult și de celălalt și de felul în care putem să fim împreună, să construim lucruri, să ne mișcăm spre direcții non-violente. Bine spus, în special în contextul actual. Mi-ai trezit un pic o idee, o amintire, când ai spus de anumite pattern-uri de mișcare pe care le primim de la mama, de la tata și așa mai departe. Există o ramură a psihologiei care se numește body psychotherapy și care se ocupă cu anumite posturi pe care noi nu știu dacă le moștenim neapărat sau le dobândim într-o perioadă foarte fragedă, când suntem foarte, foarte mici, și care țin, desigur, de anumite lucruri emoționale care ne-au modificat postura și cu care am trăit probabil cea mai bună parte din viața, armuri, cum le numesc ei. Cum ar fi și partea, dacă ții partea corpului foarte blocată într-un sens, că ți-a fost frică și te blochezi și de acolo fără să-ți dai seama. Asta mi s-a părut fascinant și sunt niște lucruri, că pe măsură ce încep să miști partea asta, corpului se liberează și emoțiile și... Exact. Și sunt tot felul de posturi pe care ei le asociază destul de simbolic, dar de cele mai multe ori cam așa este, cu un anumit tip de suferință. De exemplu, chestia aceasta de a avea picioarele un pic rotite în interior, o asociază cu un soi de frică de propria sexualitate sau de rușine, de închidere a zonei acesteia, care e de multe ori asociată cu sexualitatea. Sau poziția aceasta un pic aplecată, despre care vorbeai, e un soi de protecție a zonei afective. Mai povesteau ei despre copii ai căror părinți au despărțit și aveau scolioză, da? Coloana se dusese în multe părți diferite. Deci e foarte interesant cum funcționează de fapt sistemul acesta minte-corp și nu există o separare. Exact, asta este cumva, adică și în ultimii 10 ani asta și zona de psiho... neuroimunologie, care duce de fapt exact mai multă lumină asupra felului în care se desfășoară toate procesele și cumva și medicina a ajuns să se pare foarte mult, ne specializăm pe o anumită parte
Și uităm că, de fapt, e tot contextul care le formează, de la cel familial, la cel la lucru, la, sunt toate, ne influențează unul pe celălalt. Și nutriția, te duci la doctor care habar n-au despre ce ar fi mai bine să mănânci pentru tulburarea respectivă. Da. E incredibil, totuși. Dar da, deocamdată în această lume. Și avem practic, această evoluție. Eu cred că avem, adică suntem cumva în momentul ăsta, avem foarte multe instrumente cu care putem lucra pentru, exact. pentru a ne, nu știu, a fi mai sănătoși și mai într-o relație mai bună unii cu ceilalți. Revenind cumva la partea, la bazin, la pelvis, cum ți se pare că, ziceai la un moment dat de o evoluție, cum era de un desen care arăta o evoluție a bazinului. Da, pe mine m-a fascinat foarte mult chestia asta, pentru că, de fapt, bazinul la celelalte primate este mult mai lat, ceea ce permite o naștere mult mai ușoară, în special că fătul are capul mult mai mic. Noi, odată cu poziția verticală, am fost nevoiți, a fost o adaptare până la urma bazinului de a se îngusta cât mai mult, pentru că anatomic vorbind are mult mai mult sens ca bazinul să fie mult mai îngust. În același timp, capetele oamenilor, homo sapiens, au devenit mult mai mari, da, ceea ce, desigur, pentru femeile care dau naștere, e extrem de problematic față de ce se întâmplă la alte primate. Și asta mi s-a părut mie fascinant, cum tipul acesta de poziție, poziția erectă, de fapt a modificat forma noastră anatomică și centrul de greutate, pentru că la animalele care nu sunt erecte, centrul de greutate este undeva în zona piepsului, da. Pe când la noi centrul de greutate este undeva la două degete sub buric, ceea ce schimbă foarte mult lucrurile și, pe de-o parte, sigur, avem acest beneficiu de a vedea cât mai departe, a vedea la orizont, de a percepe pericolele sau distracțiile sau bucuriile. Exact, ceea ce îți dă și foarte multă libertate de 360 de grade în jurul tău, da? Piruete, întoarce, toate cele. Dar în același timp, pentru bazin și pentru coloană este mult mai multă greutate de susținut, pentru că toată partea superioară pică pe bazin și pică pe coloană. Drept pentru care, sigur, trebuie să învățăm să ne mișcăm, pentru că se pare că în toți acești ani de evoluție încă explorăm cum este cel mai eficient. Și cred că încă, uite, asta este o altă, o să mai duc un pic atenția înspre ce înseamnă faptul că noi folosim foarte mult în zona asta, acum lucrăm foarte mult, foarte mare parte din oameni lucrează stând. Și asta, la fel, duce la diferite probleme. Că nu e doar coloana până la urmă, și ceea ce zicea efectiv de felul în care bazinul, pelvisul ajunge susține greutatea, absorbe șocurile. Și nu știu dacă sunt câteva lucruri pe care le poți recomanda pentru a lucra mai bine cu mă aduce un pic mai mult confort în viața de zi cu zi. În primul rând, aș recomanda ridicatul de pe scaun odată la 20 de minute. Asta este super important. Și mișcatul bazinului, cu mișcări circulare, cu mișcări de contracții și extensii, da? Pentru a nu pierde flexibilitatea bazinului. Mișcări ondulatorii, pe o parte pe alta. Din păcate, toată zona aceasta a coloanei lombare și a bazinului nu au foarte multă flexibilitate în toate direcțiile. Să zicem că care îți oferă cea mai multă amplitudine este mișcarea aceasta pe axul acesta, orizontal. Și de a-ți duce înăuntru
abdomenul, cum ar fi exact, de a da, și de arcui coloana și de a extinde. Exact, exact. Dar în același timp putem lucra și pe axul acesta, care trece prin buric și iese prin spate, dintr-o parte în alta. Putem lucra pe rotund, în toate direcțiile. Și aici, desigur, sunt destul de multe exerciții de, nu știu, a sta pur și simplu așa, în șezut și a te deplasa din diferite părți ale corpului. De exemplu, îți imaginez că trimiți mișcarea din simfiza ta pubiană. Nu neapărat din crestele iliace, care sunt aceste zone foarte mari și... Și de a-ți identifica, da, practic, centrul, exact. Și centrii, de fapt, că sunt... Că sunt mai mulți, da, da. Sau te gândești că faci această mișcare de deplasare în față și către spate, din zona aceasta, din spate, unde se leagă osul sacru și cele două jumătăți ale iliumului. Adică putem să punem centrul, motorul de mișcare în mai multe părți ale bazinului nostru și putem să încercăm să le conștientizăm mai bine făcând o mișcare de acolo. Sigur, ajută și dacă lucrăm cu ochii închiși. Bine, acesta poate e un exercițiu un pic mai complex, care ne ia un pic mai mult timp și nu se potrivește neapărat cu ce am spus odată la 20 de minute făcut asta. E mai degrabă pentru când avem mai mult timp, dar aș recomanda orice ridicare de pe scaun odată la 20 de minute și mișcare. Mișcarea organelor interne, pentru că am tot vorbit despre oase, dar de fapt ele sunt... conținător pentru intestine, pentru vezică, pentru organele sexuale, și putem să ne gândim și la ele în momentul în care ne mișcăm. Mai este această poziție de squatting, da? În care stăm pe picioare. Una dintre chestiile mele preferate este să stau în poziția de squatting și pur și simplu să mă relaxez toate organele din zona aceasta inferioară a pelvisului, tot ce ține de digestiv. Să încerc să cumva să respir în intestine. Asta este una dintre chestiile mele preferate. Ceea ce poate părea foarte abstract, dar de fapt, în momentul în care și asta, nu știu, toate, mi se pare că și toate practicile de mindfulness și de meditație și de... De fapt, ne ajută să liberăm, nu știu, tot zgomotul de fundal și să ne ducem atenția înspre ceea ce avem înăuntru, înspre organe, că de fapt asta influențează foarte mult. E ca și cum, nu știu, dacă e să o iau într-un sens spiritual, în momentul în care faci, nu știu, te rogi pentru ceva sau așa, tu de fapt duci atenția și energia în acel, na, spre acel lucru, spre acea persoană, spre ceea ce vrei să fie, să se întâmple. Și la fel e și cu corpul. Putem face ca un fel de mini rugăciuni, mini momente de respiro cu ele și să ducem atenția efectiv, pentru că asta de fapt schimbă foarte mult felul în care și felul în care ne mișcăm. Da, aș mai zice o chestie, pentru că știu că cineva a întrebat la un moment dat la un curs, dar cum pot să-mi dau seama dacă ceea ce simt e chiar așa? Poate e doar în imaginația mea, nu știu, nu sunt într-o ecografie acum, da, sau într-un RMN, ca să-mi dau seama că așa este. Până la urmă, nu mi se pare foarte relevant. Adică sunt niște... E un ghid până la urmă, dar atunci când devii foarte conștient de toate procesele interioare, începe să se schimbe ceva la nivel de mișcare. Și asta mi se pare cumva suficient, chiar dacă e chiar așa cum ne imaginăm sau e un pic mai diferit, cu o altă nuanță. Da, da, de acord. Da. Mulțumim foarte mult pentru timpul de astăzi. Și eu, a fost o plăcere. Ce aș vrea să te mai întreb, mai zi unde te pot găsi oamenii și despre Areal, dacă vrei să ne zici câteva cuvinte. Da, păi în cea mai mare... Da.
În cea mai mare parte a timpului acum mă pot găsi la Real, care este un centru coregrafic pe care l-am deschis împreună cu Cosmin Manolescu, Valentina de Piată și Alexandra Bălășoiu. Acum un an, chiar o să sărbătorim pe 8 martie deschiderea spațiului, efectiv. Spațiul de întâlnire mentală a fost un pic mai vechi, dar spațiul Real s-a deschis chiar pe 8 martie anul trecut. Felicitări! Mulți ani de acum înainte! Mulțumim, da! Și se întâmplă foarte multe lucruri, de la performance-uri la scară mică pentru public redus, până la ateliere, cursuri, jam session-uri. Duminica aceasta, de exemplu, continuăm o serie de întâlniri între coregrafi și poeți. Eu o să am împreună cu Răzvan Țupa o astfel de întâlnire. Să sperăm nu ultima între coregraf și poeți. Deci se întâmplă o groază de lucruri pe care de obicei le afișăm pe paginile noastre de Facebook și Instagram. O să punem câteva link-uri și detalii în descriere, deci puteți să vedeți acolo. Și cu un ultim gând pentru, nu știu, felul în care, nu știu, ce ai vrea să transmiți oamenilor prin ceea ce faci, ce ai vrea să schimbi. Să schimb și să transmit. Da, de schimbat, cred că am spus mai devreme, mi-ar plăcea foarte mult să fie o practică cât mai larg întâlnită aceasta de mindfulness și de mișcare cât mai conștientă cu corpul nostru, care să se întâmple de la vârste cât mai mici și la modul cât mai sistemic, adică susținut într-un fel de... Să fie integrat în toate părțile vieții, nu exact. Doar ca o chestie școală care se întâmplă. Și așa mai departe, da. Așa că ca un mesaj pe care mi-l dau și mie, de fapt, este întotdeauna să-mi aduc aminte să respir și să respir cât mai abdominal, cât mai în pelvisul meu, pentru că asta îmi trezește mult mai multe lucruri decât mă aștept. Mm-hmm. Întotdeauna primesc surprize plăcute. Așa să tot fie. Mulțumesc! Ne revedem în curând. Aveți mai multe detalii tot așa în descriere și despre pelvis în partea de body anatomy. Și ne revedem și cu alți invitați și invitate la Body Community.